Cablurile aeriene de pe toate străzile reabilitate, unde au fost amenajate și canalizații subterane, urmează să fie coborâte începând chiar din acest an. În acest fel, stâlpii pe care erau fixate inițial doar cablurile electrice pentru iluminatul public vor fi despovărați de păienjenișul care brăzdează cerul Buzăului. La un moment dat va trebui și electrica să coboare cablurile. Știți bine, pe calea eroilor am reușit să ajungem la un acord cu ei pentru introducerea în canalizații și a cablurilor respective. Bineînțeles că după momentul recepției le vom solicita acest lucru și pentru Bulevardul Unirii, pentru că aici a fost înlocuit și sistemul de iluminat public cu lămpi moderne pe LED, motiv pentru care și electrica trebuie să înțeleagă că asemenea tuturor operatorilor privați, cabliștii cum sunt ei cunoscuți, trebuie să înțeleagă că și electrica nu poate face excepție și trebuie să introducă în subteran toate rețelele aeriene. Probabil că după ce și electrica va folosi canalizațiile pentru cablurile proprii, vor putea fi înlocuiți și stâlpii demodați folosiți de zeci de ani pentru iluminatul nocturn al orașului.